Interviul săptămânii. O discuție liberă cu mari personalități din țară și străinătate. Doamnelor, domnilor, bun găsit! De asta dată avem o surpriză pentru dumneavoastră, așa cum ne-ați solicitat. Iată, în studioul Radio Classic se află Alexandru Tomescu. Bun găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult! Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi aici cu noi în această zi. După sărbătorile de Paște, te pregătești de un turneu, tot timpul într-un turneu. Da, într-adevăr, viața de artist ține prea puțin cont de aceste repere anuale pe care le avem cu toții. Cu atât mai mult atunci când ești în, trebuie să fii în priză tot timpul pentru concertele care urmează. Imediat după sărbătorile de Paște am fost plecat în Anglia pentru două concerte foarte importante. Pentru mine a fost vorba despre Londra și Winchester, la Londra la Cadogan Hall și la Catedrala din Winchester, unde am cântat împreună cu Royal Philharmonic Orchestra, dirijată de Gabriel Bebeșela la Londra și Christopher Petrie la Winchester. Două evenimente de marcă organizate de către ICR România, ICR Londra. O întâlnire, aș putea spune așa, de marcă pentru mine. Îi cunoșteam de foarte multă vreme pe acești muzicieni remarcabili și bucuria mea cea mai mare, dincolo de succesul de public care a fost semnificativ, a fost faptul că muzicienii britanici, pe care am simțit destul de reticezi, destul de cu nasul pe sus, așa, ca să spun mai de-a drept, au fost cuceriți de noi până la urmă și de mine și de Gabriel Bebeșela și am simțit cum au îndrăznit să-și deschidă un pic sufletele către noi, că nu poți să faci muzică la nivel foarte înalt, o muzică foarte bună, fără să îți deschizi sufletul, să-ți asumi acest risc. Și odată în plus m-am convins de forța, de puterea pe care o are muzica. În foarte scurt timp voi pleca în poate cel mai important eveniment muzical al anului în România pentru mine, și anume turneul Stradivarius, care a ajuns anul acesta la cea de-a 12-a ediție. Se desfășoară sub auspiciile sezonului România-Franța. Se numește Vive la Musique, trăiască muzica, este sloganul care ne va anima de-a lungul aproape unei luni întregi. Vom fi trei artiști care vom călători, vom prezenta publicului un program mai puțin obișnuit. Vioară Stradivarius împreună cu harpă. Harpa este un instrument pe care îl apreciez în mod deosebit, mă rog, în particular. Îmi place foarte mult sonoritatea ei, mă liniștește și acum, iată, am decis să trecem de la acest nivel personal la un nivel public. Da, exact, o combinație, după părerea mea, foarte potrivită, în unele privințe, poate chiar mai bine potrivită decât vioară cu pian, pentru că vioara și harpa au mai multe lucruri în comun. De altminteri, chiar și Stradivari a construit harpe. Nu știu câte dintre ele au mai supraviețuit până în ziua de astăzi și nu știu dacă sunt la fel de bune pe cât sunt viorile sale. Așadar, alături de mine pe scenă va fi harpista Delphine Benamou de la Paris. Am reușit așa să organizăm în așa fel încât toți cei trei artiști implicați să poată avea întreaga perioadă disponibilă. Nu este lucru ușor, absolut deloc ușor, să poți să ții acest respiro, între ghilimele, de călătorie. Deci, împreună cu Delphine Benamou de la Paris și împreună cu actorul Larry Georgescu de la Teatrul Național din București, care va da muzicii pe care noi o vom cânta această dimensiune dinamică, această parte de dans contemporan pe care el o va aduce în spectacol. Muzica pe care o cântăm este o muzică ce mi este în mod deosebit dragă, muzică franceză oglindită cu cea românească. Vom avea astfel lucrări de Claude Debussy, de Jules Massenet, Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel
și Bela Bartok, George Enescu și o lucrare special compusă pentru acest eveniment, Sabina Ulubeanu, o compozitoare în maximă efervescență și a făcut și ea timp să compună această lucrare pentru noi, intitulată Paza în cor, după 30 de ani, deci nu după 20 de ani ca Duma, ci după 30 de ani. Ești foarte apreciat pentru tot ceea ce faci în domeniul muzicii clasice și probabil că ești artistul cel mai cunoscut din zona de muzică clasică din România. Cât se datorează talentului tău și cât se datorează viorii pe care o ai? Sigur, multă lume se apleacă asupra viorii pentru că are un nume destul de celebru și o poziție unică în România, este adevărat. Dacă am fi avut poate 20 de viori Stradivari, alta ar fi fost mișcarea și piața de muzică clasică de la noi. Dar cine știe, poate nu e timpul pierdut. Circulă printre violoniști așa o vorbă care spune că nicio vioră nu cântă singură, deci indiferent cât de celebră sau de bună, de valoroasă ar fi o vioră pe care cineva cântă, ea nu cântă singură, deci trebuie să știi tu ca violonist să construiești această relație cu ea, să știi să o înțelegi, să știi să scoți cel mai bun sunet posibil din ea. Revenind la întrebare, eu niciodată nu mi-am propus să devin cunoscut, adică asta nu este printre obiectivele mele, încerc însă să ofer publicului căruia îi cânt tot ce am eu mai bun, programe care să mă reprezinte pe mine ca om, ca artist, ca muzician și cred eu că această coerență, acest nivel de calitate pe care îl cultiv, în special în cadrul turneelor Stradivarius, unde pot gestiona, pot organiza practic de la A la Z tot ceea ce se întâmplă, a reușit să creeze o nișă de public deloc de neglijat. Dacă în 2006, deci în urmă cu 13 ani, atunci când am pornit la drum împreună cu colegii mei de atunci din România, Piano Trio, în primul turneu național finanțat din fonduri private, multă lume ne privea așa ca pe niște Don Quixote. Adică așa puțin nebun și cu puține șanse de izbândă. Iată că în ziua de astăzi, în anul de grație 2019, lucrurile stau mult mai bine, aș îndrăzni să spun. E vorba deja de o întreagă ofertă diversificată pe care iubitorii de muzică au la dispoziție. Sunt foarte multe turnee, festivaluri care au prins viață, au prins curaj și mă bucur foarte mult că am avut forța să-i inspirăm și pe alții. Cât de modernă e muzica clasică astăzi? Eu cred că nu se demodează niciodată. Cred că vine să răspundă unei nevoi care există în fiecare dintre noi, indiferent cât de tehnologizați am ajunge, indiferent cât de rapid descărcăm un film prin rețeaua 5G sau 7G, la cât s-o ajunge, totuși ceva din sufletul nostru are nevoie și de această viteză lentă, între ghilimele, pe care o presupune muzica clasică. În sensul că după toată această goană nebună, avem nevoie să găsim acel ritm care este acordat cu ființa noastră, cu curgerea timpului nostru personal. Și eu cred că o simfonie de Beethoven, o sonată de Johann Sebastian Bach, vin să răspundă exact acestei nevoi. Sigur, nu am pretenția absurdă că pentru că îmi place mie muzica clasică ar trebui să le placă tuturor, deci categoric este o chestiune de îmi place sau nu îmi place, dar ce am încercat și ce încerc foarte mult este să ofer șansa în special celor tineri să aibă ocazia să asculte măcar o dată, că mulți dintre ei n-au ascultat niciodată. Să asculte măcar o dată ceva de muzică clasică, să vadă dacă le place sau nu, să vadă dacă le inspiră, dacă le transmite ceva sau nu. Și cine știe, poate mulți dintre ei se vor regăsi între aceste armonii care, după părerea mea, au o forță în ele nemuritoare. Dintre lucrările pe care tu le ai pe canalul tău de YouTube, ne recomanzi ceva pentru minutele următoare? Din câte știu, acolo sunt și capricii de Paganini și sonate de Izai, poate ceva din un capriciu de Paganini, să zicem.
Foarte interesant aceste filmări din de unde sunt, cu ce ocazie le-ai realizat? Da, a fost un debut, o intrare a mea pe un teritoriu mai puțin explorat al muzicii clasice, și anume acela de a da și această dimensiune vizuală concertului clasic. În 2011, împreună cu Ioana Drăgulinescu, am luat decizia să lucrăm împreună pe această temă. Ioana este chiar producător TV și am produs atunci primul meu DVD cu cele 24 de capricii de Paganini. Paganini 24 din 24, cam asta a fost și ritmul la care s-a lucrat. Am filmat în castelul Cantacuzino din Bușteni și practic fiecare capriciu de Paganini a fost însoțit de o proiecție video menită să dea viață emoțiilor exprimate prin muzică. Deci totul a fost gândit, nu a fost așa un fel de screensaver pus acolo să-i disteze pe oameni în timp ce urmăreau concertul. Asta a fost deci primul turneu important, Stradivarius, al meu din 2011, cu integrala capricilor de Paganini însoțită de proiecții video, și evident mi-am dorit ca și cei care poate nu au reușit să ajungă la un spectacol al turneului să aibă această ocazie, așa că am produs acest DVD. A fost urmat în 2012 de o altă producție încă și mai îndrăzneață, și anume spectacolul Obsesii, bazat pe muzica lui Eugène Ysaÿe, celebrul violonist și muzician belgian.
ne-a lăsat 6 sonate pentru vioară solo, concepute, gândite în spiritul celor ale lui Johann Sebastian Bach, evident, compuse în secolul 20, fiecare dintre ele dedicată unui alt violonist celebru al timpului. Cu mare mândrie, noi românii îl avem pe George Enescu acolo, cu poate chiar cea mai frumoasă și mai de succes sonată, cea de-a treia. Eu l-am cântat însă pe toate 6 în aceeași seară, într-un spectacol în care i-am avut alături de mine pe Paul Cimpoeru și pe Ana Pepine, doi actori extraordinari care au dat viața acestor obsesii care se regăsesc în muzica, care se regăsesc în mintea oricărui artist și, și muzician. Un spectacol, deci, cu teatru non-verbal, cu proiecții video, extrem de spectaculos, extrem de special, a necesitat foarte, foarte, foarte multă muncă. Și la fel am avut energia și resursele, că producțiile video sunt extrem de costisitoare, să-l producem un nou DVD la sfârșitul turneului. E complicată viața de artist? Ce se întâmplă? Cum îmbini viața de familie cu plecările foarte dese, cu repetițiile, bănuiesc? Nu știu, dacă aș cunoaște poate și o altă viață, adică o viață de neartist, poate aș putea face o comparație. Pentru mine, a fi artist face parte din normalitatea vieții. Există așa un fel de echilibru între plecări și non-plecări, adică atunci când stau foarte mult acasă, adică, nu știu, o lună, o lună și jumătate, deja parcă simt că crește în mine așa un dor de ducă. Acum însă suntem într-adevăr într-o perioadă foarte, foarte aglomerată, luni de zile, una după alta, cu concerte, cu turnee, cu plecări, multe dintre ele legate dintr-unul într-altul. Este o viață într-adevăr intensă, foarte solicitantă, dar este lucrul care îmi place cel mai mult să-l fac, și anume să mă pregătesc cât pot eu de bine pentru a putea să le transmit oamenilor această emoție a muzicii, să le pot cânta. Și o voi face cât de bine pot și cât de mult voi putea. Este foarte important să ai și o familie care să te înțeleagă și să te sprijine. Sunt foarte norocos că soția mea a înțeles de la bun început ce presupune această fișa postului de solist, de muzician. Și acum, mă rog, mai este și a treia persoană care trebuie să se adapteze, și anume fetița noastră care a împlinit 4 ani și mulțumesc ceva. Și este sigur, desigur, și ea fascinantă, mulțumim foarte mult, este fascinată de fenomenul muzical, de concerte, de la 2-3 ani vine, de la bun început, de fapt, a venit la concerte și încetul cu încetul va înțelege și ea ce înseamnă și rămâne evident la atitudinea ei să aleagă dacă o interesează ceva. Soția tot artist? Sau? Soția mea este avocat. Au. Și cum se îmbină cele două laturi? În același fel în care extremele se atrag și oamenii de profesii diferite se completează reciproc, ne înțelegem foarte bine. Să vorbim un pic și despre vioară. Poți să ne povestești un pic care e istoria acestei viori în patrimoniul național al României? Da, sigur, mi-ar plăcea, mi-aș dori să cunosc întregul pedigree al violii, tot lista de foști posesori ai ei, foști violoniști care au din trecut păcate, prin cred existența că numai sa. Din păcate, cred că numai din sunt instrumente a căror proveniențe și ale căror posesori au fost cu meticulozitate notați. În ceea ce privește vioara Stradivarius Elder Voicu, din documentele pe care le-am văzut, eu vă pot spune că, mă rog, în primul și primul a fost construită de Antonio Stradivari la 1702, deci exact în această fereastră destul de îngustă a existenței sale, denumită perioada lui de aur, între 1700 și 1720, în care a creat cele mai frumoase, cele mai bune instrumente. Fără îndoială, în momentul respectiv, vioara a fost comandată de cineva cu dare de mână, pentru că viorile construite de Stradivari au fost speciale, au fost altfel, au fost mai scumpe încă din timpul vieții sale. După aceea urmează o perioadă mai
puțin de vreo 100 și ceva de ani, 150 de ani mai puțin cunoscută. Cert este că pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, Vioara Stradivari Elder Voicu se regăsește în colecția fraților Hill de la Londra. La momentul respectiv și în ziua de astăzi, printre cei mai importanți dealeri de instrumente de primă mână. Așadar, vă puteți imagina că frații Hill au avut de unde să aleagă instrumente pentru colecția lor, deci faptul că această vioară se regăsea printre acele instrumente este un lucru cât se poate de semnificativ. Apoi, în 1955, la inițiativa Guvernului României de la momentul respectiv, maestru Ion Voicu achiziționează acest instrument pentru statul român, de la un luthier din Elveția. Din 1955, vioara va fi folosită de maestru Ion Voicu în toate concertele sale, atât în România cât și în străinătate. După moartea sa, viola a fost păstrată timp de 10 ani de familia Voicu, după care în 2007 a fost returnată statului român. Ulterior, Ministerul Culturii a organizat un prim concurs pe care l-am câștigat și după aceea, în 2013, în 2018, au mai fost alte două concursuri, în urma cărora vioara a rămas în continuare în mâinile mele și îmi pot continua astfel proiectele începute. Este foarte important să vezi așa pe termen lung ceea ce ai de făcut cu un astfel de instrument, pentru că, într-adevăr, o relație de durată, o relație consistentă cu un astfel de instrument se construiește în ani, în mulți ani. Statul român mai ajută și cu altceva în afară de a pune la dispoziție această vioară? Mă gândesc aici că ar fi păcat să nu existe cât mai multe imprimări cu această vioară. Bănuiesc că ea în timp își va pierde din calități, nu o să reziste foarte mult de sute de ani de acum înainte. Este greu de spus care este durata de viață a unei astfel de instrument. Având deja 300 de ani de viață. Da, deocamdată nu s-ar putea spune că există vreun declin al calității sonore al niciunea dintre instrumente. Mă rog, din cauze naturale, din cauze exterioare, cum ar fi accidente sau deteriorări irreversibile, da. Dar atâta vreme cât o vioară este bine, corect îngrijită, este folosită, este cântată, se regăsește acolo la locul ei, adică pe scenă, în mâna cuiva care s-o cânte, are toate șansele să țină pe termen nedefinit, chiar aș îndrăzni să spun, pentru că la momentul respectiv luthierii construiau instrumente făcându-le cât de bine puteau ei să le facă. În ziua de astăzi, oamenii au alte priorități. Sunt multe alte considerente care sunt luate în calcul și atunci de ce să ne mai mirăm că lucrurile, cam toate lucrurile care ne înconjoară, au o durată de viață din start limitată. Ori, o astfel de vioară e gândită să țină. Punct. Urmează turneul care va fi primul oraș. Da, pe data de 9 mai va fi primul concert cu acest program intitulat Vive la Music. Vom fi prezenți pe scena din Cluj-Napoca, 9 mai, apoi 10 mai Brașov, apoi din 13 sau 14 mai, dacă nu mă înșel, urmează Sebeș, Oradea, Timișoara, Arad, Târgu Mureș, Piatra Neamț, Iași, Craiova, Târgu Jiu, București, două concerte consecutive la Sala Radio, o premieră pentru mine și un lucru destul de rar întâlnit la noi. Sala Radio, evident, este în primul rând sediul Orchestrei Naționale a Radio, alături de care cânte mai bine de două decenii, sunt solistul lor și pentru concertele camerale, într-adevăr, este o oarecare provocare, că are o capacitate mare, 1000 de locuri, dar în clipa în care am văzut că la săptămâni bune, înainte de a începe turneul, deja concertul era sold out, am gândit că totuși trebuie să oferim o șansă celor care vor afla mai târziu despre ceea ce punem noi la cale, să oferim o șansă să asculte această muzică remarcabilă. Așa că vom avea pe 30 mai și pe 2 iunie două concerte aici în București. E o sală foarte bună și chiar e foarte bine că se poate organiza la București un asemenea concert.
Da, sigur, Bucureștiul dispune, da, dispune de niște săli semnificative, sigur, Ateneul Român este o sală care impresionează pe foarte mulți, în primul rând datorită valorii sale arhitecturale, pe urmă valoarea sa istorică, în clipa în care cânți pe scenă și ești înconjurat de acea frescă în care se regăsește o mare parte din istoria României, ai o senzație cu totul aparte. Însă sala radio are o capacitate mai mare, este cea mai mare sală de concert din București. Sigur, sala Palatului este o fostă sală de congrese a Partidului Comunist Român. Și, mă rog, mai e sala polivalentă, mai sunt alte săli mai mici sau mai mari. Sala Dale, sunt de George Enescu, cânta destul de des. Pe vremea lui se cânta destul de des în cinematografe. Dar săli din acestea la standarde de secolul 21, adică cu acustică bună, cu o capacitate de 2-3 mii de locuri, cu spațiile necesare pentru membrii orchestrelor, soliști, toți cei care ar veni acolo, cu spațiile pentru public, încă nu există. La fiecare 2 ani se ridică problema în cadrul Festivalului George Enescu, la fiecare 2 ani se lansează tot felul de promisiuni, proiecte și așa mai departe și totul rămâne în suspensie până la următoarea ediție. Au trecut 30 de ani, da. Ce așteptări ar avea un, sau are chiar, un artist de talia ta cu Ovioară Stradivarius de la România? Pozițiile ar fi diferite și, evident, țările sunt diferite și foarte multe lucruri funcționează altfel, însă eu cred că o mare parte a activității mele și are rostul ei aici în România, pentru că pur și simplu, pentru că în România sunt atât de multe lucruri de făcut. Și cum spuneam și mai la început, după 13 ani de turnee de muzică clasică prin țară, deja simt că se petrec niște schimbări, nu doar la nivel din ăsta personal de popularitate, că mă cunoaște lumea și vine la concertele mele, dar la nivel din acesta de macro, aș putea spune, deci de cunoașterea muzicii clasice și de interes pentru muzica clasică în particular și, pe urmă, prin extensie și pentru celelalte arte. Pentru că eu cred că noi avem o nevoie interioară, fiecare dintre noi are nevoie de o anumită formă de frumos în viața sa. Poate suntem educați, suntem bombardați cu mesaje că avem nevoie de, nu știu, de o casă, nu știu cum, de o mașină, nu știu cum, de un aspirator, de un frigider, de un radio. Dar în clipa în care împlinești într-un fel sau altul aceste lucruri, îți dai seama că totuși mai ai nevoie și de altceva ca să te consideri împlinit, ca să te consideri fericit. Eu cred că arta vine să răspundă acestei dorințe, acestei dimensiuni atât de importante a oamenilor. La ce lucrează Alexandru Tomescu? Există vreun proiect video pe care îl pregătește? În afară de turneu, mă refer. Păi, tot timpul lucrez, sunt în priză, asemenea unui sportiv de performanță care trebuie să se antreneze în permanență pentru a fi mereu în formă de top. Întotdeauna următorul concert este concertul cel mai important. În afara turneului Stradivarius sunt implicat și în activități ce țin de pedagogie, de predarea către generațiile viitoare a ceva important. Astfel, împreună cu bunul meu prieten Ladislau Cristian Andriș, împreună cu mama mea, profesora Mihaela Tomescu, de mulți ani de zile organizăm la casa lui George Enescu de la Mihăileni, lângă Siret, cursuri de vară pentru tinerii muzicieni. Mergem cu toții până acolo pentru a cunoaște direct la fața locului ce a însemnat George Enescu, care au fost lucrurile care l-au inspirat, care l-au emoționat. Sunt în mare parte neatinse. În locul respectiv, împreună cu Fundația Pro Patrimonio, la inițiativa Raluca Știrbăț, am reușit să salvăm de la o dispariție aproape sigură această casă a copilăriei lui George Enescu, care, iată, în ziua de astăzi are o nouă semnificație și o nouă viață prin această dimensiune culturală care sunt sigur că i-ar fi plăcut chiar și lui George Enescu. Apoi, sunt noi și noi provocări muzicale cărora le fac față. Foarte mulți ani am fost implicat direct în mai multe formații de muzică de cameră, Romanian Piano Trio, Trio Strad, apoi Quartetul Ad Libitum, aproape 15 ani
de muzică de cameră aproape zi de zi. În ziua de astăzi selectez cu mare atenție partenerii de scenă cu care cânt. Îmi place să experimentez, să cunosc alți muzicieni, alți pianiști sau alți instrumentiști. Sigur, mare parte a repertoriului vioară, pian, a repertoriului de muzică de cameră este dedicată viorii și pianului, într-adevăr, dar sunt o mulțime de alte instrumente care vioara rezonează foarte, foarte bine. Iată, harpa este un prim astfel de instrument și mai am idei și proiecte pentru încă multe turnee de acum înainte. Desigur, este foarte important și sunt foarte importante și aceste producții discografice. În ultimii ani am ales să le produc eu însumi, tocmai pentru a putea avea acest control deplin al calităților de la A la Z. Nu e vorba doar de calitatea înregistrării, ci și de calitatea obiectului în sine. Pentru că, să fim serioși, în ziua de astăzi un compact disc este un obiect aproape vintage, pentru că pe un card mai mic decât unghia de la degetul meu se pot stoca mii de discuri sau zeci de mii de ore de muzică. Însă un compact disc e mai mult decât muzică comprimată așa pe un suport fizic, ci este un obiect cu valențe estetice. De aceea am căutat întotdeauna să lucrez cu designer foarte inspirat, să găsim cele mai potrivite fotografii, să găsim acele povești care ne-au inspirat, m-au inspirat în muzica respectivă și să le pun acolo pe hârtie, tocmai pentru a reuși să recreez acea atmosferă, acea emoție pe care oamenii o trăiesc în sala de concert. Îți mulțumim frumos și mult succes în turneu! Da, să fie, mulțumesc foarte mult!